Și în acest an sărbătorim Ziua Internațională a Turismului pe 27 septembrie. Și poate nu este total întâmplător că în acest an Organizația Mondială a Turismului a ales ca tema anului turismul rural. Pentru România este o șansă de a redescoperi destinații, datini și obiceiuri, un turism rural care își are importanța sa în dezvoltarea localităților și regiunilor turistice și a destinațiilor pe care poate nu le-am descoperit până acum. Fii și tu călător în țara ta, fii călător în România, la mulți ani România Turistică!